Bună seara! Bună seara! Doamna Ana, eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la domiciliu. Dumneavoastră sărbătoriți astăzi o aniversare frumoasă, 5 ani de căsătorie și cu această ocazie surpriza este pentru dumneavoastră. Așa, buchețelul. Așa, țineți sticla de șampanie. Ursulețul. Și torta. Tot eu. Vă dați seama din partea cui e surpriza? Corect, am și un mesaj din partea lui, dacă îmi permiteți. Aniversarea noastră ne oferă prilejul de a sărbători bucuriile prezentului, amintirile trecutului și promisiunile viitorului. Pentru că mi-ai umplut viața de culoare, coloritatea și iubirea ta, îți doresc din toată inima să te bucuri de atât de această aniversare, cât și de restul zilelor care vor urma. Nu uita că îți voi fi alături mereu, pe măsură ce au trecut anii. M-ai învățat cum să trăiesc fiecare clipă cu intensitate, cum să mă bucur de culori, de razele soarelui și de flori, cum să iubesc. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Împreună am depășit momente, uneori sensibile, alteori de-a dreptul crude, pe care le-am întâlnit pe parcursul vieții. Cu cea de-a 5-a aniversare a căsăciei noastre, scumpa mea soție, cu drag soțul și se alătură și nașii. Țineți și felicitarea? Așteptați, vă ajut! Și dacă aveți un mesaj pentru el? Da, îi spun mulțumesc soțul și îl iubesc mult și îl aștept acasă, să fie sănătos. Și noi îi felicităm mult și îi iubim de toată inima, mai ales pe Șinuța, o iubim foarte mult și îi dorim casă de piatră, să fie sănătos, să depășească toate momentele grele, să-i vedem fericiți și vedem mărunței. Asta ne bucură foarte mult pentru asta să-și trăim. Și și nu să vină acasă sănătos. Să aveți casă de piatră și să vă îmbătrâniți pe o pernă. Și să-i văd fericiți. Mulțumesc! Mulțumesc și casă de piatră și copilaș mulți. Și-i sănătos. Tata e... Hai, tata, zi ceva! Eu le doresc viață fericită să întoarcă Serioja înapoi cu sănătate la Moldova, că psihotare până eu știu că e amară. Și nu sănătate. Să iubească șina, piscina, tot timpul. Și să fac fericit tot timpul.